Asta a venit Evelina Vârlan să ne povestească mai mult despre ce înseamnă adopția, cum putem să facem treaba asta, cât de nobil și frumos e să iei un animăluț sub umbrela ta și în grija ta toată viața. Bună dimineața! Dimineața! Uite că am venit cu trei prietene pentru tine, dacă tot îți dorești să adopți un câine. Avem fetițe, nu? Astăzi, avem trei fetițe din adăpostul public Buftea. Toate trei sunt disponibile pentru adopție. Încercăm să le căutăm cât mai repede o căsuță, să fie fericite. Niște prieteni buni care să le ia acasă și să aibă grijă, să se joace, să le dea să ceva de mâncare. Să fie și responsabil, exact. Că asta îmi zice acuza mai devreme, de ce, sau Ilona mi-a zis, de ce nu e Diana, uite, un cățel? Pentru că trebuie să-ți asumi treaba asta cu totul. Siguranță. Nu înseamnă că ai luat un cățel, îl pui acolo. Nu, eu îl iau acolo și suflet întâi. Exact. Întâi. Și trebuie și să te ocupi de ei. Sunt vaccinați, deparazitați, nu? Deparazitați, microcipați și merg acasă cu carnetul lor de sănătate, merg acasă să fie iubiți și să iubească înzecit. Ia uite. Foarte drăguț. Te rog. Vreau să le zic oamenilor, dacă vă uitați acum la televizor și îl vedeți pe ăsta micu, să știți că e pentru adopție, să știți că nu e bibelou, ci se mișcă, dar e foarte cu minte. Să știți că abia așteaptă să vă lingă pe mână toată ziua. Abia așteaptă să crească, să roadă vreo 2-3 pantofi, așa că dacă îl vreți. Doamne, unde te drăguț. Căutăm, Evelina? Unde te găsim? Unde putem să luăm pe ăsta micu? Pe platforma noastră online ilfovadoptă.ro găsiți toți câinii din adăposturile de stat din Brănești și din Buftea. Sunt și câini adulți, sunt și câini de talie mai mare, ăștia sunt puiuții, îi găsiți alături de mămica lor. Așa sunt pe platformă și, bineînțeles, pe pagina noastră de Instagram și de Facebook, Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Protecția Animalelor, CJI. Înțeleg că sunt aproape 300 de câini ce s-au dat deja spre adopție, că ați reușit să faceți treaba asta foarte bine, da. Prin campania Umple Golul din viața ta, nu? Da, așa se numește campania noastră în care fotbaliștii ies înainte de meci cu căței în brațe. Acum, ieri, mai adevărat, am ieșit la primul meci de handbal. Ah, deci s-a implicat și... Da, noi încercăm să ne extindem oriunde putem și să promovăm cât mai mult adopția, să informăm oamenii despre responsabilitatea vis-a-vis de aceste suflete. Nu sunt cadouri, nu sunt jucării, sunt în primul rând suflete, cum am spus, și trebuie să îi educi, să iubești și să le acorzi maximă atenție. Ieri de ziua asta, internațională a câinilor, animalelor fără stăpân, am înțeles că a fost un eveniment unde... Da, de fapt, mâine, pe 4 aprilie, se sărbătorește internațional Ziua Animalelor Fără Stăpân. Noi am decis să facem sărbătoarea în weekend, ca să poată să vină cât mai multă lume frumoasă. Am sărbătorit ieri la un eveniment minunat. Ne-am simțit foarte bine la o ceașcă de cafea cu prietenii noștri blănoși și am adus câțiva câini din adăposturi ca să interacționeze cu oamenii și oamenii să interacționeze cu ei. Au venit niște copii care au pictat cuști pentru cățeluși și s-au simțit bine. Am și dat spre adopție un cățel după evenimentul de ieri. Hai să dăm și astăzi după pe toți trei. Emisiune. Cine vine repede? Trei sufletele, uită-te tu la ei cât sunt de scumpi. Mai arăt un pic asta, că poate nu s-a înțeles exact despre ce e vorba. Poate nu înțelegeți. În timp ce-l arată Ilona, vreau să o întreb pe Evelin. Îl aveți în cadru pe ăsta mic și pufos. Sunt curios, care e rata de adopție? Vin oameni? Chiar se întâmplă lucrul ăsta să vină la adăpost și să ia cățeluși în fiecare săptămână acasă? Sigur, sigur. Vin oameni la adăpost sau vin la noi, la Consiliu și ajutăm noi cu... transportul. Cum am spus, timp de câteva luni s-au dat aproape 300 de câini. Care e procesul de adopție? Ce trebuie să facă un om care vrea să adopte un animăluț? Dorință și responsabilitate în primul rând. Evident. Doi, are nevoie de trei acte. Buletinul de identitate, un act care să ateste o proprietate sau actul de chirie ca să știm că are unde, să țină animalul și o adeverință de venit sau salariu. Să fim convinși că totuși are cu ce să întrețină. Da, are exact. Ce să mănânce. Și atunci veniți și vă luați cel mai bun prieten. Obligatoriu să aibă curte sau nu neapărat? Nu neapărat. Să fie și sigur, de apartament. Și apartament, fiecare cum își dorește, mai ales dacă îl scoți la plimbare, atunci nu e nicio problemă. Că e detalie mică, că e detalie mare.
Asta este singura chestie, probabil, pe care nu o cunoaștem despre acești cățeluși, că nu știm cât de mari cresc. Se fac. Nu o să se facă ăștia foarte mari, după cum am spus, am văzut mămica lor. Dar îți poți da seama după lăbuțe, nu? Sau după ce... Știu că dimensiunea o poți vedea înainte să vezi cam de ce talie e. Noi avem de a face cu atâția pui că deja ne dăm seama la 2-3 luni, în dependență de cât de mare se face puiul, ne dăm seama cam cum o să crească. Ăștia cred că au o lună, nu cred că au mai mult. Dragii, o să fie de rasă medie spre mare. De talie medie spre mare. Evelina, îți mulțumim. Mulțumim, Evelina. Dacă sunteți interesați și vreți să adoptați un cățeluș, uitați-vă cât de frumos e. Dau legătura colegilor din bucătărie care s-au uitat cu ochii blajini și goi la acești cățeluși frumoși. Astăzi avem o invitată, vine direct de pe marele scene de Miss. O să avem cele mai proaste întrebări, eu și Cuza, pentru că așa ne este felul duminica, exact. Doamnelor și domnilor. Mamă, dacă n-am diacritice, sper să-i zic cu numele bine, fără diacritice, cred că e Bianca Tirsin. Pupă-i mâna, fete, pupă-i mâna, fete. Bună, Bianca. Ne cunoaștem acum. Vino lângă, da. Vino lângă mine. Așa. Bună. Ia un loc. Iau. Simte-te ca acasă. Mă simt. Am mai văzut un Miss din clasa nouă. De la Miss Bobog, nu? Da. Poartă-te frumos. Poartă-te frumos. Da. Avem interviul vieții noastre, amândoi. Ne-am gândit care ar fi cele mai bune întrebări. Eu caut de jumătate de oră pe net What to ask Miss Universe. Dar să mor că asta e ultima mea căutare pe Google mai devreme. Hai că e interesant. Fii atentă. Ce se întreabă? Ce zice? Vreau să începem cu deschiderea. Vreau să începem despre viața ta personală. Îmi place sprânceana, a făcut așa. Surse îmi spun... Oficiale. Bravo. Îmi spun că ai avea nevoie de un sfat. Și cum că Diana... Eu? Pe drumul pe care tu mergi, Diana s-a întors obosită. Și fără mașină, pe jos. Măi, asta depinde cum a mers. A rămas și curate, Florin. Înțeleg că împărtășiți același... Bravo. Da. Mulțumesc, m-au ajutat colegii mei aici în dreapta. Da, răspund ca la Miss. Un coleg de apartament este fotbalist. Da. Da. Ce ai vrea să știi, și încă nu v-ați lovit de problema asta, despre ce ai vrea să știi... câteva chestii despre o relație cu un fotbalist. Diana este pregătită să-ți răspundă la orice întrebare și a dat doctorat în relații cu fotbalist. A avut una lungă, are un băiat frumos și el fotbalist, așa că ai 10 secunde să-i pui întrebarea. Ok. Cât purta la picior? Wow. Măi, la cât ne-am lovit de situații, deja... Te-ai lovit deja? Da, nu că le știu pe toate, că mai am de învățat, bănuiesc. Dar cum e după? Depinde câți ani ați fost împreună. Tu mă întrebi deja cum e după? Da. După ce? Nu, cum e după câțiva ani? După câțiva ani. Cum a fost după câțiva ani? Nu știam. Ideea este să reziști. Da. Indiferent de orice, ideea e să reziști. Că e foarte greu de rezistat lângă un sportiv, să zicem. Da. Și bănuiesc că știi asta. Cine stă mai mult plecat de acasă, tu sau el? Eu. Tu? Nu, stai, el are cantonamente. Okay. Deci el practic săptămânal are meciuri, deci da. Săptămânal, ok. Dar da. Tu când pleci la un concurs sau pleci într-o deplasare, stai ceva vreme? Stau o lună și ceva, da. Și el n-are cantonament o lună. Păi n-are cantonament o lună. Eu dacă și câștig, mai stau o lună și încă o puțin. Deci... De ce? Trebuie să faceți shoot frumoase? Da, dacă intri în top 5, da. Și de obicei... Intru, da. Trebuie să mai stau, mă întâlnesc cu miniștri, sunt ambasadoarea țării, deja nu mai sunt Miss România, sunt Miss Internațional, third runner up. Dacă populează ăștia Marte, te duci pe acolo, ambasadoarea lumii. Da, trebuie să... Câștigi bani? Da. Când câștigi un Miss, ți se dau bani? Da, da. Cât? Depinde de concursuri, dar de exemplu la primul concurs am câștigat 2000 de euro pentru locul 3. Okay. Pentru la al doilea concurs, pentru locul 4, am câștigat 1800 de euro. Și la Miss Univers, dacă câștigam, dacă intram în top 3, nu știu dacă luam neapărat bani pentru locul 2 și locul 3. Pentru 3. Locul 3 și locul 2, dar pentru locul 1 30.000 de euro. Iar acum la concurs, dacă voi câștiga Miss Charm, voi câștiga 45.000 de euro. Deci frumusețea aduce bani, poate aduce bani. Frumusețea aduce bani. Știi ceva, să te întreb, uitându-mă pe rețelele sociale ale multor artiști, cântăreți, actori, Miss,
De multe ori, într-un anumit moment al carierii, ajunge să te bântuie o poză, o postare, un tweet pe care l-ai făcut la un moment dat, poate negândindu-te la consecințe. Crezi că are asta importanță într-un concurs de Miss? Se uită la background? Se uită și poți să fii descalificată până la urmă. Eu am avut o problemă, am avut o ședință foto, designerul respectiv m-a pictat pe față în negru, pentru că așa era tematica, negru și auriu. Okay. Și am intrat într-un scandal de blackface, okay, jignind toată comunitatea oamenilor de culoare. Da. Și am primit mesaje foarte urâte zilnic, de la modul de sinucide-te, nu mai bine nu trăiești, ar trebui să Miss Univers să te descalifice, dar eu nu am făcut-o cu rea intenție, absolut deloc, n-a fost un gând rău în spate. Putea fi privită chiar invers. Dar nu a fost privită ca un job. Cum să primești invers? Nu. De ce să fie o insultă la adresa comunității? Mișcarea blackface. Are un background foarte rău, da. Și ar fi trebuit să știe cine... Trebuia să știu, exact. Pentru că și filipinezii... Nu neapărat tu, ci fotograful. În general, toți, și designerul trebuia să știe. Și nu am știut, exact, la modul respectiv. Filipinezii, de exemplu, în teatrul lor, pictau oamenii pentru teatrul de comedie, ca să râdă de ei, nu cu ei. Și exact, eu n-am știut, dar... Trebuia să-mi câștig o pâine. Oricum ai scăpat de descalifică. Normal că am scăpat, mi-am cerut scuze. Dar în lumea aceasta, pe lângă jobul tău, pe lângă proiectele pe care le ai, trebuie să mai faci și modeling. Trebuie să fii un pic influencer. Trebuie să fii un pic influencer ca să îți investești bani în pregătirea ta pentru Miss. Pentru că nu vine niciun sponsor să-ți dea. Deci practic ei se uită și la emisiunile TV. Da. Pot să ia în considerare inclusiv treaba asta. Da. Hai, vrei să ajută să descalificăm? Nu, stai că vreau să mai întreb ceva. Sunt curios. Întotdeauna sunt întrebări la Miss, nu? Da. Ajungi la un moment, finalul, cu întrebarea cea mai importantă este cam aceeași peste tot. Adică știu că se întreabă chestii de astea, de influențat trenduri, de influențat generații, de moralitate. Care e ultima întrebare de la cel mai important concurs de frumusețe din lume? Care e ultima întrebare? Da. Wow, nu știu. Acum sunt legate de COVID. Ok. Deci sunt legate de COVID. Înainte era cu pacea, cu... Da, asta e mai de mult. Exact, noi da, am rămas puțin în era trecută când se întrebau dacă ai vrea să salvezi balenele sau nu. Deci au trecut actual. Acum, acum se întreabă. Sunt întrebări religioase, politice, okay, legate de COVID, legate de educație, ce ai face pentru... cum vezi tu the youth development? Okay. Cum se dezvoltă tineretul? Exact, în ziua de astăzi. Dacă ai fi președinte pentru 24 de ore, ce ai schimba? Dacă ai fi președinte în România pentru 24 de ore, ce ai schimba? Ultima întrebare de la Neața astăzi. Nu aș putea să schimb în 24 de ore, pentru că nu aș putea să fac acest lucru, dar sincer, i-aș chema pe toți în Parlament, okay, pe tot poporul, cine poate să vină, da, și pur și simplu i-aș asculta. Le-aș asculta problemele, să văd cum văd ei viața, cum văd ei societatea, ce ar schimba ei dacă ar fi în locul președintelui. Pentru că Iohannis ar veni după 24 de ore, deci la mine nu s-ar aproba nimic în 24 deci, de ore. Și mai am o întrebare. Dacă ai fi colega noastră timp de 2 săptămâni, da, da, pe cine ai da afară? Pe cine ai apreciat cel mai tare? Păi trebuie să vă cunosc prima dată. Rapid, așa, uită-te la noi, uită-te la noi. Uită-te la noi. Uită-te la noi. L-ați văzut? Pe cine ai apreciat cel mai tare? Păi, eu trebuie să țin cu fetele. Trebuie să sprijin feminitatea, girl power acolo. Uite. Asta e provocare. Am două fete aici faine, trebuie să le cunosc. Să găsteți mai mulți băieți. Eu trebuie să fiu corect, cu fetele. Corect, să schimbăm ponderea în emisiune. Păi da, provocarea este dacă vrei și ești de acord să vii 2 săptămâni cu noi la Neață. Să vedem cât de girl power. Păi nu știu cât de potrivit aș fi, dar da. Și da, o să rămânem mai și la joc. Producătorul emisiunii. Frate, fac ce vreau. Cum aranjezi? E camera pe mine, pot să zic ce vreau. Cum aranjezi tu treburile astea? Uite că așa. Păi, ca să vedeți, spontan, așa am venit. Dar cuza, ți-am luat-o înainte, tu nu vezi că am venit fără eșarfă și eu sunt Miss. Eu deja m-am introdus la voi. Hai, trebuie eșarfă din aia, nu? Păi eu am din alea acasă, vai de mine câte. V-ați încins la vorbă, trebuie să luăm o scurtă pauză. Pe pauză aranjăm toate chestiile astea. Am avut-o pe Bianca lângă noi. Mulțumim că ai trecut pe la noi. Cam decis eu, da, după pauză.